Un copil de 7 ani a fost filmat în timp ce conducea o mașină pe o autostradă din România cu 120 de km pe oră. În imagini se vede cum băiatul abia ajunge să vadă bordul mașinii, iar din spate doi adulți îi dau indicații și se amuză copios pe seama lui. Filmulețul a fost postat și pe Facebook. Avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Mai lucrăm, mamă, mai lucrăm. Eu rog, să-ți o deja o corect.